Astăzi a avut loc ședința extraordinară a Consiliului Județean Mehedinți, în cadrul cărei au fost discutate și aprobate mai multe puncte importante de pe ordinea de zi, printre care și aprobarea bugetului județului, cât și a listei de investiții. Dezvoltarea județului Mehedinți este primordială pentru președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, și asta se vede prin numeroasele proiecte implementate, schimbând în totalitate fața județului nostru. Astăzi, consilierii județeni au fost convocați la o ședință extraordinară pentru a aproba mai multe puncte importante de pe ordinea de zi. În cadrul ședinței extraordinare a fost aprobat cel mai important proiect de hotărâre, și anume aprobarea bugetului județului. Astăzi am aprobat cel mai important proiect de hotărâre de Consiliul Județean, în sensul că am aprobat bugetul județului și totodată am aprobat lista obiectivelor de investiții, investiții finanțate fie din bugetul județului, fie din fonduri guvernamentale, fie din fonduri evident europene. Am asigurat 62% din buget pentru dezvoltare, în sensul că am asigurat toți banii necesari pentru a finaliza până la sfârșitul anului toate proiectele pe care le avem finanțate în momentul de față din fonduri europene, și de asemenea am asigurat banii necesari pentru a începe alte proiecte finanțate fie din fonduri guvernamentale, și mă refer aici în principal la proiectele finanțate prin Programul Național de Investiții Angel Saligny, dar de asemenea am avut în vedere și proiectele pe care le vom începe cu finanțare prin fonduri europene, fie pe PNRR, fie prin Programul Regional Sud-Vest Oltenia. Cred că este un buget echilibrat, un buget așa cum am aprobat de altfel și în anii trecuți. Evident că o să fie nevoie pe parcursul anului să mai facem rectificări bugetare în funcție de nevoile județului, în funcție de noile proiecte care ne vor mai intra în implementare. A fost asigurat 62% din buget pentru dezvoltare, pentru ca toate proiectele să fie finalizate. Județul Mehedinți a cunoscut în ultimii ani o dezvoltare impresionantă în toate domeniile, fie că vorbim despre infrastructura rutieră, de sănătate sau de educație. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a acordat o atenție deosebită tuturor, pentru ca în județul Mehedinți să crească nivelul de trai al cetățenilor, să existe spitale, școli și o infrastructură rutieră la standarde europene.